Pascal Bruckner, supranumit filozoful actualității, și-a lansat în România cel mai recent volum de eseuri, Paradoxul iubirii. Zeci de oameni au venit la librăria Cărturești să-l vadă pe celebrul scriitor francez și, de ce nu, să obțină un autograf mult visat. Acum aș vrea să iau un autograf, cum zicea prietenul meu, pentru copiii noștri care sperăm că o să citească și cărțile astea. Gândurile lui vor rămâne mereu tinere. Scriitorul a fost primit cu căldură de români și a simțit asta. Je dois dire que ce soir c'est le sauna le plus sympathique que j'ai jamais pris depuis des années. Primul contact al scriitorului francez cu România a fost făcut mai de mult, odată cu lansarea volumului Luni de Fiere, o carte ce vorbește despre iubire și romantism. A revenit pentru o relansare, iar ieri a mai lansat un eseu, Paradoxul iubirii, un volum fără răspunsuri. Nu citiți această carte în speranța că veți obține un răspuns despre paradoxul iubirii, fiindcă nu-l veți găsi. Iubirea în sine este un paradox. Pascal a împărtășit cititorilor români nu numai secretul dragostei eterne, în semn de apreciere pentru toți cei care citesc cărțile. Rêve secret de tous les amoureux aujourd'hui, c'est de rester au stade de fiançailles éternelles, sans jamais franchir le seuil de l'engagement. L'amour est mortel et que nous voulons toujours demeurer dans l'inauguration et ne jamais arriver au stade de la consécration.